13 octombrie. Biserica Ortodoxă sărbătorește pe 13 octombrie aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Menționăm că în anul 1996 a fost adusă la Iași racla cu capul Sfântului Apostol Andrei de la Catedrala Mitropolitană din Patras. Tot astăzi sunt pomeniți Sfinții Mucenici Carpa, Papil și Agatodor. Sfântul Mucenic Carpa a fost episcopul Tiatirei, iar Sfântul Papil a fost diaconul său. Ei au pătimit în locul nașterii lor cetatea Pergam, în vremea împăratului Decius și a proconsulului Valerius. Au fost legați și târâți de cai, însă un înger al Domnului le-a vindecat rănile. Sfântul Papil, deși era supus chinurilor, a vindecat un orb, minune care i-a făcut pe mulți să primească credința în Hristos. Când răsare luceafărul de seară sau steaua ciobanului, atunci începe seara. O vorbă din bătrâni spune că nu e bine să mănânci când apune soarele, pentru că te va durea capul.